Copiii nu vor să împarte jucăria? Ajunge! Ha? O să plec chiar acum și iau această jucărie cu mine! Pa, dragii mei! Aveți grijă și ascultați-vă de Daca! Super! Ești aici! Vino să-mi cunoști copiii! Salut, copii! Sunt noua voastră bună! Eu vă avea grijă de voi! Fiți cu minți! Mă bucur să vă cunosc, copii! O să am grijă de ei! Unde sunt copiii? Oh, nu! La bucătărie! Doar fac curat! Oh, o fată așa de dulce! Și tu nu ești harnic? Ha? Speli un telefon? Dar asta e telefonul meu! Oh, doamne! E ud! Am un copil rău și unul bun! Oh, nu! Monstrul vine după fată! Ha? Mona e aici? Ce se întâmplă? E un monstru sub patul meu! Ia să verific ca să fiu sigură! E doar fratele tău! Nu-ți mai speria sora, tinere? Întoarce-te în camera ta! Spărgătoarea de petreceri! O să-ți ofer aceste lămpi drăguțe squishy? Sunt așa de moi! Cred că asta mă calmează! Și mie îmi plac squishurile! O să le pun peste tot în camera ta! Acum poți dormi cu o armată de squishuri care te protejează! Și am să-ți citești o poveste înainte de culcare! Ce-i acel zgomot? Cred că vine de sub patul meu! Dacă e un monstru! Ce se întâmplă în camera lui? Ceva nu e în regulă, trebuie să intru! Ești treaz? Monstrul se joacă cu puștiul rău? Ce vrei? Hopa, scuze! Ora gustării! Aceste geleuri din ochi sunt cele mai bune! Să verificăm! Ha? Aceasta nu e o mâncare sănătoasă! Gata cu geleurile pentru tine! În schimb, copii, ar trebui să mâncați broccoli! Iubesc broccoli! Nu, mersi! Dar trebuie să fii sănătos! Nu, cred că ursulețul vrea să mănânce! Nu, uită-te la mizeria pe care o face ursulețul! Se revarsă peste tot! Ia să șterg! Oprește-te și dă-mi asta! Voi turna legumele într-un bol special ca să nu se poată vărsa! Acum mănâncă! Nu! De ce nu se varsă? Acum deschide! Am zis deschide! Am terminat cu mâncarea! Bună, mi-am spălat și vasele! Foarte bine! Meriți un desert din geleu, drept premiu! Așa de dulce! Am spus să deschizi gura! Stai! Geleu și gume? Am o idee! Mă întorc imediat! Ha? O să pun această conopidă într-un borcan! Apoi voi adăuga sos de geleu! În cele din urmă o să-i pun o etichetă! Arată ca un creier într-un borcan, nu? Puteți mânca asta în schimb! Trebuie să gust! E grozav! Voi savura fiecare mușcătură! Știam că e un truc inteligent! Sari, sari, sari! Oh, nu! Picioarele copilului rău pătează cerceafurile! Între timp, copilul bun are o zi la spa! Bona e aici! Ce? Uitați-vă la pat! Dă-te jos din pat chiar acum! Nu vreau! Vino aici, nu mai alerga! Lași pete de murdărie peste toată podeaua! Ai grijă! Ha? L-am prins! Da! Acum vino aici să spălăm picioarele! Nu, spaul e prea feminin! Puneți picioarele în lighean! Oh, dragă! Va trebui să schimbăm această apă? Picioarele tale au făcut să arate ca o mlaștină! Nu mai folosesc asta! Eu am plecat de aici! Bine, continuă! Doar nu te murdări din nou! Oh, nu! Îmi pare rău pentru ligheanul tău! Îl vom înlocui cu aceste cisme! Wow! Frumos, nu? Să țin voi picioarele în sprite într-un timp! Bine, timpul a trecut!
Wow, așa de curat și strălucitor! Uită-te la drăguții noștri pești de companie! Hei, ce faci? Unde duci peștele? Îl duc doar într-o excursie? Salvat de pantof! Aproape a intrat în toaletă? E în regulă, peștele în siguranță! Bine că Dădaca e aici! Ok, hai să punem peștele înapoi cu prietena lui! Mersi, Bona! Bona și copiii sunt în parc! Pur și simplu mă bucur de acadeaua mea! E plictisitor! Ha? Uită-te la axilele păroase ale tipului ăla! Am un plan! Hei! Am auzit că acadelele pot fi folosite pentru a epila axilele! Înseamnă că funcționează! Iată acadeaua ta! E așa de nasoală acum! Stai să văd! Eu, ar trebui să aruncăm asta? Mai am o acadea aici! Vine și cu acest pistol pentru acadele! Doar pune-le înăuntru! Ce? Poftă bună! Wow, e așa de tare! Și cu mine cum rămâne? E ziua de naștere a fetiței! Stai, nu poți mânca asta încă! Trebuie să-l aprind pentru ca sora ta să-și poată pune o dorință și să stingă lumânările! Haide! O dorință? Ce durează așa de mult? O fac eu! Terminat! Hai să mâncăm tortul acum! Dar am vrut să suflu eu! Lasă-ți sora să o facă! Să încercăm din nou! Bine, pune-ți o dorință! Durează ceva timp, așa că voi sufla din nou! Stop! Ce? Nu e distractiv! Ești un copil foarte rău! Fii cu minte, bine? Am o idee! Voi folosi un uscător de păr pentru a sufla pe tort! Oh, nu! Aș putea folosi farfuria de la brioșă! Am acoperit uscătorul de păr exact la timp! Ești o spărgătoare de petreceri! Dă-mi acel uscător de păr și stai nemișcat! Ce-mi doresc? Nu pot să gândesc! Ahaha, un suflător de frunze! E prea mult, mai bine îl deconectez! Hiu! Apoi voi adăuga un capac de priză, astfel încât să nu-l poată conecta din nou! M-am întors! Și-a pus încă dorința? Știu dorința! Yay! În sfârșit, am crezut că vom îmbătrâni aici! Ia niște tort! Mersi, cred! La urma urmei, petrecerea e distractivă! Hai să mâncăm un măr! Mă doare dintele! Oh, bine! Ți-a căzut dintele? Stai să văd! Oh, nu! Trebuie să te speli pe dinți! Nu vreau! Ce-ar trebui să fac? Un câine? Bine, am o idee! Voi folosi acest capac de câine pentru a stoarce pasta de dinți! Uită-te la asta! Câinele face pupu pe pasta de dinți! E așa de amuzant! Bine, mă spăl pe dinți acum! Croaznic! Totul e gata! Bona e un geniu! Bună treabă! Copilul bun își curăță singur partea ei de cameră! Mersi că ești o fată independentă! Între timp, spațiul acestui copil rău e un dezastru! Eu am un muc imens! Îl voi șterge pe cerceafuri! Ai putea fi mai neplăcut? Ridică-te și curăță-ți camera! Nu, nu vreau! Mătură proastă, fără mătură, fără curățenie! Ia asta! Hei! Voi mânca chipsuri și voi face mizerie pe toată podeaua! Îmi dă bătăi de cap! Oh, nu! Trebuie să ajut pe Bona de data asta! O să iau mătura și mașina mea de jucărie! Voi pune mătura în fața camionului și o voi lăsa pe Barbie să călătorească deasupra! Acum puteți mătura podeaua doar folosind o telecomandă! Pot chiar și să mă distrez în timp ce fac asta? Bună treabă, Barbie! Dar mizeria de pe cerceafuri? Mă întorc imediat!
Vrei un mucuriaș? Eu! E doar un slime! Așa că pot ridica mizeria de pe cerceaf! Firimiturile se lipesc de slime! Am toată murdăria! Floare la ureche! În cele din urmă, mizeria de la cerceafurile lui a dispărut! Dar tot trebuie să schimb lenjeria de pat! Am făcut o treabă bună cu curățarea! Suntem o echipă bună! Iar tu, mai bine ai începe să ștergi praful de pe rafturi! Mă rog! Oh-oh! Ce plănuiește să facă puștiul rău surorii sale? Căștile tale au nevoie de o mare tonsoare! Muzica a dispărut! Ajunge! Bună e aici pentru a salva ziua! Gata cu uneltele ascuțite, tinere! Nu fi supărată! Ți-am cumpărat AirPod-uri noi cu husă Nutella! E așa drăguț! Frumos, nu? Ei bine, tinere, dă-i acestei jucării o tonsoare! Bine, voi încerca! Wow, această jucărie e satisfăcătoare! Sunt tot de dacă așa bună! Copii, veniți să mâncați un măr! Oh-oh, uită-te la mâinile tale murdare! Stop! Ce? Să le aruncăm o privire mai atentă! Vezi? Sunt germeni care trăiesc pe mâinile tale! Nu atinge mâncarea până nu te speli cu săpun! Urăsc săpunul! Mă întorc imediat! Uite, așa te speli pe mâini cu săpun! E ușor! Mâinile mele sunt curate! Nu vreau să mă spăl pe mâini! Gogoș! Vreau una, dar mâinile sunt murdare! Nu, e bine! Gogoașa va fi a mea în sfârșit! Am scăpat-o! Încă e bună de mâncat! Mă doare stomacul! Ce s-a întâmplat? Ai mâncat cu mâinile murdare? Acum probabil ești bolnav! Ce ar trebui să fac? Săpunul pentru picioare, Johnson? Am o idee! Am de gând să-i sun! Aș dori să placez o comandă, vă rog! Am primit pachetul! Ta-da! Un săpun pentru picioare? E așa de tare! În sfârșit, problemă rezolvată! E mai distractiv să-mi curăț mâinile cu asta! Terminat! Mâinile mele sunt foarte curate! Se pare că fetele noastre pregătesc ceva! Întotdeauna am vrut să mănânc ruj! Wow! E la fel ca și plastelina? Perfect! Acum să-l punem înapoi! Repede! Ascunde-te! Ia să mă dau cu ruj! Stai, ce? De ce e strivit? Amândouă sunt distruse? Cine a făcut asta? Cred că am găsit vinovații! Vor avea fetele probleme? Acesta era o ediție limitată, dar așteaptă! Știu, majordom! Nu mai spune nimic, doamnă! Acesta e un ruș de ciocolată gigant, perfect pentru a fi mâncat! E delicios! Oh, doamne, nu o putem acuza! Fața mea a căzut și ea! Vrei să folosești ruș? Știu, pot face și eu un ruș! Nu e nimic ce nu poate fi lipit cu bandă! Voi tăia un segment și îl voi umple cu un marker roșu! Apoi îl voi face sul! Voi face unul mare de data asta cu un marker negru! Introduc sulul roșu în cel negru și voilà! Un ruș la fel de bun ca cel real! În ceea ce privește fata bogată, de la atâta zahăr o doare stomacul? Atât de mult încât are nevoie de asistență specială! Oh, doamne, e așa de jenant! Această Barbie știe să conducă, dar nu știe cum să evite squishies! Oh, nu! Mamă! Ce mai e acum, Mia? Am condus peste un squishy! Nicio problemă, avem destule aici! Dă-mi-le pe toate! Cascadă de squishies! Așa de satisfăcător! Acum am atâtea să le stric! Hei, ce sunt astea? Oh, dacă aș avea niște squishy să le storc! Oh, draga mea, nu fi tristă, știu! Întâi voi lua o bandă nano și o voi îndoi în jumătate! Apoi voi pune acest Orbeez de rezervă într-o seringă!
Voi stoarce orbizurile peste a umple bandă nano cu cât mai mult posibil. Iar squishy-ul în formă de ou e gata? Iată! Wow! E așa de satisfăcător! Iubesc această jucărie squishy! Fructe? Ha, nici vorbă! Ar trebui să iei vitaminele? Oh, așa e! Știu un truc! Dispozitivul de stropit! Doar am nevoie de un pepene și introduc dispozitivul în el, apoi încep să stropesc. Cu cât mai multe fructe, cu atât mai bine, așa că voi lua și această portocală și voi face același lucru. Ia, draga mea! Oh, e așa de distractiv! Să încerc și portocala? Nu e rău deloc! Foarte bine! Acum să scăpăm de aceste alimente nesănătoase! Oh, ce e asta? O cutie de Pringles? Oh, nu! E goală? Dar dacă o folosim cumva, doar înfige cutia de Pringles în mijlocul pepenelui, iar când o tragi înapoi, ai cea mai bună parte a pepenelui! Când îl tăiem în bucăți, putem face bețișoare de pepene! Un snack perfect într-o zi călduroasă de vară! Așa de suculent și gustos! Wow! Abia aștept să gust! Așa de dulce! Camping de noapte lângă foc până când ororile se ivesc! E un monstru, vierme? Te-am păcălit! Acesta e doar un vierme gumat gigantic, draga mea! Iată gustarea ta de la miezul nopții, Mia! Așa de bun! Stai, serios? Vreau și eu un vierme din jeleu! La ce te uiți? La un vierme din jeleu? Dar eu am doar lapte! Stai, am o idee! În primul rând, toarnă laptele într-un recipient separat. Apoi amestecă-l cu puțină budincă și puțin colorant alimentar. Amestecă și toarnă-l într-un pahar. Nu uita paiul! Lasă-l să se întărească, apoi stoarce jeleurile din pai pentru a arăta ca niște viermi din jeleu. Nu e o fentă faină? Poftim, draga mea! Sunt drăguți, dar nu sunt impresionanți! Mai multe gustări pentru bebelușul meu! De data asta, ai Oreo! Cel mai bun camping vreodată! Oh, termină! O faci pe fica mea și mai geloasă! Unghii vecii de flori? La ce se gândește mama săracă acum? Doar înlocuim pământul cu niște biscuiți drobiți, așa cum am făcut! Apoi, îl acoperim cu viermi jeleu! Gustarea perfectă pentru camping! Ia, nu-i rău, nu-i așa? Să încerc! Wow, e așa de delicios! Vreau mai mult! Cel mai bun snack pentru camping vreodată! Mănâncă viermi? Oh, doamne, mă simt rău! E timpul să ne facem unghiile? Doamne, mă plictisesc așa de tare! Oh, un moment, dragă! Oh, a lăsat oja de unghi! Acum e șansa mea! Timpul să-mi exersez abilitățile de pictură! E bine că mama e ocupată citind revista și nu observă! Oh, nu? Ce-i asta? Mâna mea arată ca și cum am băgat-o într-un borcan cu muștar! Iată, dă-mi acum! Ce-ai făcut? Trebuie să oprim acest țipăt? Stai puțin! Asta e o mână de manechin? Uită-te aici! Să exersăm pe această mână! Asigură-te doar că pictezi unghiile și nu degetele! Sunt geloasă! Ei, dragă, să vedem ce pot face! Mai am puțin bani! Ha, nu cred că un penny e suficient! Bine, am revenit cu instrumentul meu special! Acesta a sosit astăzi! Trebuie să aruncăm această cutie! Ei, cel care găsește păstrează! O cutie? Ha, am o idee! Mai întâi, conturez mâna pe carton și fac mici tăieturi pe părțile de unghi. Acum iau o bucată de hârtie și o tai în benzi. Introduc benzile în tăieturi și fixează lungimea excedentară în spatele mâinii. Voila! O mână de manechin do-it-yourself! Taie acele unghii și pictează-le de asemenea să folosim pixuri colorate. Vreau să folosesc culori diferite! Wow! Le poți face chiar mai lungi și apoi să le tai din nou. Nu avem nevoie de lucruri sofisticate? Trebuie să scap de asta! Wow! Uită-te la toți acești muci! Vreau să încerc! Iu, sunt doar muci normali!
Ce faceți acolo? Eu? Mia? Noroc că am bani în plus ca să curăț acest dezastru! Ia, joacă-te cu asta în schimb! Wow! Atât de mulți muci lipicios ies din nasul lui! Lasă-mă să mă joc și eu! Nu, nu atinge! Hei! Oh, nu fi tristă! Nepoliticos! Ia să mă gândesc! Așteaptă! Uită-te la această jucărie Peppa stricată! În primul rând, să îndepărtăm nasul de pe jucărie și să atașăm niște șnur. Apoi, umplem un sac transparent cu slime. Îl împachetăm frumos și acum e un squishy! Și pune-l în nas! Uite! Muci lipicioși ies din nas! Așa de întins! Am un nas de porcușor! Wow! Uită-te la toți acești muci! Așa de dezgustător! Wow, îmi place, mamă! Jocurile video și mâncatul în exces merg mână în mână! Dar uite la toată dezordinea asta! Wow! Oh, doamne! Mia! Oh, nu! Repede! Trebuie să șterg totul! Noroc că am acest suflant mini pentru tastatură! Ia, draga mea, folosește asta! E așa de puternic! Aici, pe tastatură! Doamne! Aș putea să sufru ușor toate firimiturile de pâine? Wow! Tastatura mea arată ca nouă! Perfect! Pot începe din nou! Ce? Hailey, uită-te la dezordinea asta! Nu-ți face griji, mamă! Mă descurc! Nu va funcționa! Trebuie să fac ceva! Așteaptă! Știu! Să nu lăsăm toată această gumă sub scaun să se ducă degeaba! Amestecă totul! Ok, gata! E atât de lipicioasă încât poate îndepărta toate firimiturile! Îndepărtează ușor și gata! A scos toate firimiturile! Curat strălucitor! Bate palma, mamă! Da, guma câștigă întotdeauna! Storsul coșurilor e întotdeauna satisfăcător! Devine plictisitor! Nu mai am niciun coș moale de stors! Ce-i asta? Un coș imens pe fruntea mamei? Stai pe loc, coșule! Mia vine după tine! Ha? Ce încerci să faci acum, Mia? Ia să mă uit în oglindă! Bine, încearcă asta în schimb! Wow! Abia aștept să încerc această jucărie! Între timp, trebuie să-mi acopăr coșul cu machiaj! E timpul să încerc această jucărie! O să smulg părul, e așa de satisfăcător! Da, în sfârșit am prins șoarecele! Acum unde e pâinea? Aha! Sandwich cu șoarece pentru prânz! Nu, vreau jucăria aceea! Oh, Hailey! Să vedem ce pot face! O gură de antrenament pentru ruși? Știu! Revin imediat! O să iau asta? Mersi! Acum voi îndepărta acest ruș și voi adăuga niște păr! Voi folosi o țesătură mică pentru asta! Asigură-te să le tai scurt! Perfect pentru mami picioare lungi! Următorul pas! Umple balonul cu puțin puroi fals de coș! Nu sunt sigură că mami picioare lungi va fi prea încântată de această decizie cosmetică! Oh, dragă, distrează-te! Wow, pare distractiv! Să începem cu părul! Nu uita să storci și coșurile! Așa de satisfăcător! Oh, doamne! Puroiul se îndreaptă direct spre mama bogată! Ah, tu! Scuze, mama bogată! Ești pregătită să-ți faci injecția? Acest doctor o sperie pe Molly? Pe care să o folosesc? Oh, seringa gigant! Bineînțeles! Nu! E așa de înspăimântătoare! Ești gata? Să vedem ce se întâmplă! Nu! Ajută-mă! Nu așa de repede! Te voi ține în scaun, astfel încât să nu poți fugi din nou! Lasă-mă să plec! Ce faci cu ea? Las-o să plece! Dă-mi asta! E înspăimântător, nu-i așa? Așteaptă! Acesta e un unicorn? Voi transforma asta într-o seringă cu unicorn! Nu e adorabil? Cu siguranță nu e spământătoare deloc, chiar și cu acul! Uite, un unicorn vrea să-ți dea un pupic!
Wow! High five că ai fost curajoasă! Unicornii ăștia plictisitori! Auci! A fost ascuțit! E timpul să dormim! Sau timpul pentru gustarea lui Molly? Wow! Uită-te la geleul de Coca-Cola! Nam! E așa de dulce! Molly? Ce s-a întâmplat cu dinții tăi? Trebuie să-i periezi acum! Nu, mersi! Ai periuțe de dinți drăguțe? Vezi? Nu le vreau! Cum o pot convinge? Shrek! Shrek? Da! O să împingă pasta de dinți pentru tine, așa că trebuie să o încerci! Nu! Nu-ți face griji? Ok! Uite așa! E un pepene cu dinți? Ce e asta? Domnul pepene are o carie la dinte, așa că trebuie să-i injectezi gingiile cu un medicament urât. Apoi trebuie să-i smulg dintele cu acești clești mari și înfricoșători. Nu! Vrei să ți se întâmple la fel? Nu! Dă-mi periuța de dinți! Frumos truc, doctore! Nu vreau să pierd niciun dinte! Ha, ce-i zgomotul ăsta? Oh, și dacă e un monstru sub pat? Se mișcă ceva? Ce e? Îmi e așa de frică, dar trebuie să mă uit! Auci, ajutor! Ok, care e problema? Mă doare! Oh, Dumnezeule, e un arici! Acest micuț s-a rătăcit! Spini! Nu cred că-l poți tunde doar așa! O să-i smulgem cu penseta! Arată înfricoșător! Auci! E prea mult de lucru? Aha! Stai! De ce ai un fierăstrău? Pleacă! Avem nevoie de o trusă de prim ajutor! O seringă mai exact! O să folosesc asta ca să aspir Spini! Wow! N-am simțit nimic! Nu doare deloc! Doar încă puțin? Oh, în sfârșit i-am scos pe toți! Wow! Ești așa de tare, doctore! Acum palmele mele sunt în siguranță pentru un high-five! Da! Sunt eu, Mario! O să-l urc acolo și o să-l înving pe Bowser! Vin după tine, țestoasă malefică! Wow! Cineva e într-o dispoziție bună pentru dans! Oh, nu! Turnul meu Lego! Molly tocmai a înghițit un Lego? Oh, da! Doctorul rău e prea ocupat cu dansul! Ce se întâmplă? Oh, nu! Scuipă, Molly! Poți să o faci! Ai reușit! Eu, e dezgustător! Așteaptă, am o idee! E acela bloc de construcție Lego? O să umplu forma cu ciocolată cu aromă de afine! După ce le umplu, le las să se răcească pentru a deveni solide! Acum ciocolata Lego e gata! Wow, toate arată ca niște Lego reale! Cel mai bun lucru, le poți mânca! Pot să mă joc cu ele și... aș putea să gust unul? Cea mai bună ciocolată Lego gustată vreodată! E bună, nu-i așa? Ei, mâinile departe! E un doctor ciudat, nu? Sunt chiar în mijlocul unui experiment! Oh, e un cutremur? Oh, săraca Molly e bolnavă! Bolnavă? Să vedem! Oh, dragă, arzi îngrozitor! Trebuie să iei o pastilă? E mai mare decât fața mea! Trebuie să o iei! Nu! Blah! Nu? Oh, știu! Uite, Teddy ia pastila! Nu-mi pasă! Oh, nu! Teddy e încăpățânat! Cred că ar trebui să-i pun un tub în fund! Medicamentul trebuie să treacă prin fund! Vrei la fel și pentru tine? Încetează să o sperii! E în regulă, lui Teddy îi e bine! Am o idee mai bună! Ursuleț din jeleu și un bisturiu? O să tai ursulețul din jeleu și o să ascund pastila înăuntru! Ok, acest truc ar trebui să funcționeze!
Ia Molly, mănâncă niște bomboane. Oh, un ursuleț din jeleu, ce delicios! Vezi, am făcut un truc mai bun. Cineva tocmai s-a întors dintr-o baltă de noroi. Ar putea fi și mai rău? Împroașcă lenjeria albă cu noroi. Yay! Sărim, sărim, sărim! Să sărim e distractiv! Ce se întâmplă aici? Atât de mult noroi pe podea! Oh, nu! Nu, patul! E prea mult! Asta nu e bine! Te vom curăța, tânără domniță! O perie pe un burghiu? Ce-i asta? Vino aici să-ți curățăm picioarele! Nu! Stai departe de mine! Vino aici! Liniștește-te, fetițo! Trebuie să-ți curățăm picioarele murdare! Te-am prins! Ha? Am rezolvat! Ia aceste cisme! Îți vor curăța picioarele! Trebuie doar să le umplu cu Sprite! Apoi adaug Mentos pentru o mică explozie cu bule. O să te gâdile puțin. Wow! Se simte uimitor! Acum pune piciorul pe prosop să ți-l usuci. Totul e curat acum. Dar trebuie să facem ceva cu acele pete. Ce coșmar! Mai bine încep să cureți, prietene. Oh, băiete! Asta a fost real? Ai completat dosarul ei? Totul e în ordine din partea mea. La tine? Da, e gata? Oh, nu! Guma lui de mestecat a ajuns într-o direcție greșită. A aterizat în părul lui Molly. Firar, asta e de rău! Nu cred că va fi ușor de scos. Cum s-o scot? O tai atunci. Ce faci? Așa de aproape? Oh, Doamne! Nu! Ce? Am încercat să o scot. Asta nu ajută deloc. Liniștește-te, am o idee mai bună. Cum o să o ajute Coca-Cola? Trebuie doar să-mi moi guma în cola. Și va fi ușor de înlăturat. Uite! Ta-da! Ușor de scos! Ce se întâmplă? Wow! Oh, nimic! Doar completez documentele tale. Ok! Phew! A fost cât pe ce! Wow! E gumă de mestecat? Trebuie să o am! Îmi place cea roșie! Ce fetiță șireată! Abia aștept să o mănânc! Wow! E așa de lipicioasă! Pariez că are gust de căpșuni! Așa de delicioasă! Aceasta e favorita mea! Așteaptă! Ar trebui să fie 4! Oh, nu! Copil rău! Asta nu e de mâncare! Ar trebui să pun un semn în jurul acestor reprubete? Fără atingere, fără mâncare! Nu atinge! Să vedem! De ce ești așa tristă? Vreau să mănânc gumă de mestecat! Oh, dar asta nu e de mâncare! Hai să facem ceva! Avem nevoie de semințe de chia, apă, colorant alimentar verde și zahăr. Acum e timpul să le amestecăm pe toate împreună. Uită-te la consistența aceasta lipicioasă! Ta-da! Am făcut o gumă de mestecat comestibilă pentru tine! Wow! Arată gustos! Îmi place mai mult decât cealaltă! O mănâncă din nou! Un coș? Cineva are o dimineață proastă! Nu! Iu, cred că trebuie să-l storc! E dezgustător! Noroc am un vizier de protecție facială! Iu. Putem să-ți facem o mască de frumusețe? Desigur, producătorul de măști de față! Să adăugăm aloe vera și puțină apă! E suc de portocale? Nu cred că e o idee bună! Doar apăsăm butonul și lăsăm mașina să-și facă magia! E gata în curând! O să adaug și sclipici și un pic de zahăr colorat! Face mască sau bomboane? E gata! Invenția mea e pregătită! S-o punem pe față acum! După un timp, ar trebui să fii ca nouă! Double trouble! Nu! Ce-ai făcut?
firar, am eșuat! Oh, Doamne, ce i s-a întâmplat feței tale? Ești un doctor irresponsabil! Săraca pielea sa! Cred că știu ce să fac! Ce face cu varza? Această frunză de varză ar putea fi o mască bună de față! E mult mai sănătoasă! Ok, acum așteptăm! Gata? A funcționat! Uită-te la pielea ta netedă! Cine are nevoie de un tratament facial când are legume? Mereu am dureri de cap! Mi-e foame? Oh, e ruș? Vreau să-l încerc! Stai un moment! Ce face fata asta? Oh, aș vrea să iau o mușcătură! Dă-mi un moment, te rog! Hei, nu poți să mănânci rujul! Joacă-te cu altceva! Cum ar fi aceste AirPod-uri? Alt ruș? Oh, copil neascultător! Nu, nu pot să mănânci ruji! Noroc că am o ciocolată! Nu vreau ciocolată! Ciocolată și ruji? Știu! Doctorul pregătește ceva interesant! Trebuie să zdrobesc ciocolata în bucăți mici, exact așa! Apoi le voi turna într-un flacon și le voi încălzi! Se vor topi într-o clipă! Oh, Doamne, o să fie fierbinte! Aproape gata? Da! O să înlocuiesc rujul cu ciocolata topită! Nici măcar n-o să observ diferența! Rujul de ciocolată e gata să fie mâncat! Piu, a fost obositor! Iată-l! Wow, mersi, doctore! Arată drăguț! Nom! Și mă simt sătulă! A fost o gustare bună? Se pare că aici are loc o bătălie pe cinste! Fetele nu vor să-l împartă pe Peppa Pig! E al meu! Ce s-a întâmplat cu luminile? Mamă, e așa de înfricoșător! Ia să mă gândesc la ceva! Știu, am o idee! Pentru ce are nevoie mama de Peppa Pig? Trebuie să scot puțin o umplutură mai întâi! Apoi voi introduce luminițele înăuntru! Acum să-i punem la loc toată umplutura! Wow! Peppa Pig luminează! E așa de întuneric! Mami, e așa de frică! Avem nevoie de lumină! Aha, această lampă drăguță își schimbă culoarea de fiecare dată când o strângi! E așa de drăguță! E așa de moale! Mămicile noastre știu cu siguranță cum să facă ziua mai luminoasă copiilor săi! Ce face fata noastră bogată? Această plasă cu minge e așa de elastică! Vreau și eu una! Vreau să văd mingea înăuntru! Mingea a zburat! A aterizat deasupra mea! Wow, e așa de strălucitoare! Dă-o aici! Asta nu e a ta! Doar curăț acvariul! Hei, nu poți lua ce nu e al tău! Oh, săraca! Așteaptă! Un burete de plasă și bile? Știu! Pe care ar trebui să o aleg? Marmură roșie să fie! Acum e timpul să facem niște modificări! Trebuie să tai o bucată de plasă din burete și să pun marmura înăuntru! O înfășurăm și ne asigurăm că e în siguranță, încălzind plasa cu o placă de îndreptat părul! O facem la ambele capete! Jucăria noastră e gata! E exact ce mi-am dorit! Mersi, mamă! E așa de elastic! Îmi place! Mă bucur că-ți place! Fetele se plictisesc în sala de așteptare a spitalului! Doamne! Tipul ăla are un coș uriaș! Vreau să-l storc! Ce faci? Nu-l atinge! Coș! Nu! Nu m-ai încercat să-mi spargeți coșul! Am plecat de aici! Mamele sunt supărate? Nu ar trebui să te apropii de coșul unui străin! Mă rog! Ți-am luat ceva! E un mic om al peșterilor! Ce-ar trebui să fac? Iată o pensetă! Scoate-i punctele negre! Are nevoie de ajutorul tău! Wow! E așa de tare și e așa de elastic!
vreau să scot mai multe! E așa de satisfăcător! Ai reușit? Wow! Bună treabă! Cum rămâne cu mine? Ce să fac? Nu am niciun gadget! Ia să mă uit în geantă! Am găsit ceva! Un lipici! Trebuie să tai partea superioară a batonului de lipici! Apoi să o învelesc cu folie alimentară! Voi presa pe ea ca pe plastelină! Fetița mea dulce! Ce are ea acolo? Când lipiciul e aplatizat, pune-l pe bucate de hârtie și rulează-l! Îndoaie părțile laterale și fă o gaură cu una! Când îl strângi, lipiciul iese ca puroiul din coș! Strânge! Nu se poate? Nu te uita la asta? Hei! Torcătorul meu pentru coșuri! Ești o expertă în spartul coșurilor! Oh, dragă! E ceva în spatele frunzelor? Auzi asta? De ce se mișcă frunzele? Hai să vedem! E așa de tare! Ar trebui să-l atingem? Spinițe poși le-au umplut pe fete de așchi! Oh, nu! Ai așchi? Mami! Așchi? E o urgență? Sunt după ajutor! Ha? Sună de parcă ar fi un elicopter! Lasă-l jos încet, te rog! A fost o trusă de prim ajutor! În sfârșit, au trimis pompa pe care am cerut-o! Să o facem? Pregătește-te! Am să-ți elimin toate așchile! Rapid și nedureros! Mă simt mult mai bine acum! Ha? Mamă, ajută-mă! Știu, am o trusă veche de prim ajutor chiar aici! Putem folosi o seringă! E așa de înfricoșător! Nu pot să privesc! Nu te speria, acest lucru va fi rapid și ușor! Vezi? Wow! Ți-am spus că nu ai de ce să te temi! Mă doare dintele! Oh, nu! Trebuie să chem un dentist! Te rog să vii rapid, doctore! Sunt aici! Ajută-mi fica, te rog! Doamne, văd un dinte cariat! Trebuie să-l scoatem! Fă-o fără durere! Îți voi da mai mulți bani! Fără durere să fie! Să începem! Voi folosi penseta pentru a scoate dintele! Îl mișc puțin și gata! Yay! Zânei măseluță îi va plăcea asta! De ce să nu-l păstrăm într-un pandativ pentru siguranță? Pune dintele înăuntru, dintele e asigurat! E așa de frumos! O să-mi păstrez dintele în siguranță! Mersi, doctore! Ești așa de drăguț! Mă dor dinții! Doctore, te rog să ne ajuți! Ei bine, mai întâi trebuie să plătești! Să plătesc? Dar nu am bani! Gândește! Un arc și săgeți! Voi înfășura un capăt al firului în jurul dintelui și o să leg celălalt capăt de săgeată! Când trag, îți va trage dintele cu el! Nu cred că pot face asta! O poți face? Nu merge nimic! A mers! Mi-a dispărut dintele! Frumoasă lovitură! Yay! Lasă-mă să-ți văd dintele! Iată, să facem un pandantiv! Pune dintele într-o formă și umple-l cu lipici! Adăugăm niște sclipici roz și amestecăm totul împreună! Trebuie să adaug și puțin sclipici verde! Pandantivul e gata! Un pandantiv din roșină la modă! Încearcă-l! Wow! E așa de frumos! Sunt o fashionistă! Orice pentru fata mea! Wow! Acest slime e așa de mare! Hai să-l dăm peste cap! Ca un covor magic! S-a transformat într-o bulă uriașă! E așa de mare! Vreau să-l ating! Yikes! Explozie de slime! Hainele mele de designer! Oh, ce-i asta? E așa de moale și scârbos! E peste tot peste hainele mele! Fetelor! Voi două, ce-ați făcut? Oh, știu cum să repar asta, majordom! Pentru ce e banda nano? Voi modela o formă de felie de pepene verde folosind banda nano. Acum voi pune niște slime roșu și îl voi frământa bine. Adaug slime verde în partea de sus. Voila! Slime de pepene verde! E așa de moale! Wow! Îmi place! Mă distrez așa de mult cu noua mea jucărie! Spre deosebire de fata săracă! Mamă, vreau un pepene verde moale!
Nu am bani să cumpăr. Stai, un pepene adevărat? E timpul să improvizez. În primul rând, vreau să tai coaja de pepene verde în bucăți și să o pun în blender. Îl las să se învârtă până când pepenele verde se transformă în suc. Ia o strecurătoare și torn pepenele. Tot ce ne trebuie e sucul. Acum adaug niște pudră de gelatină și amestec totul. Ar trebui să meargă. Îl las să se înghețe și e gata. E un geleu de pepene verde. Știu că e prea mare, așa că mai întâi îl vom tăia în jumate. Apoi îl tai în bucăți. Vezi? Exact ca un adevărat pepene verde. 5 puncte pentru o placare bună. Poftim! Wow! Geleu de pepene verde? Îl pot mânca în același timp. Am și o jucărie și o gustare. Ce? Și eu vreau! Nu pot să-l mușc! Aceste fete sărace m-au învins din nou! Dragă, uite, ți-am luat baloane! Wow! Cățelul meu de pluș ar putea să folosească pe post de lesă! Stai aici! Mănâncă-ți înghețata! Iam! Oh, nu! Baloanele plutesc cu tot cu cățelușul de jucărie! Hă? Așteaptă! Cățelul meu! Zboară! E numai vina ta, mamă! Nu ar fi trebuit să-mi dai baloanele! Îmi pare rău, lasă-mă să mă revanșez! Știu, îți voi cumpăra un nou cățeluș! Acestea sunt toate monedele mele! E Chasey de la Patrula Cățelușilor, dar e 200 de dolari! Cred că am destul! Aș dori să cumpăr jucăria Chasey, te rog! Banii tăi nu sunt suficienți! Plătesc pentru asta? Wow, bani? Chasey a mea! E nasol să fim pielea ta! Îmi doream atât de mult acea jucărie! M-am întors! Uite ce ți-am luat! E Chasey de la Patrula Cățelușilor! E cel mai bun prieten al meu! De ce fiica mea e tristă? Vrei o jucărie cățeluș, nu? Să vedem! E un câine adevărat? Bietul cățeluș! Ar putea avea nevoie de schimbare! Acum ești ofițer la Patrula Cățelușilor! Îți place? E adevăratul Chasey de la Patrula Cățelușilor? Îl iubesc! Vei fi un ofițer grozav, amice? Nu vreau un ursuleț din geleu! E prea mic! Prea mic? Nicio problemă! Am un ursuleț mai mare! Nu-l vreau nici pe ăsta! Tot nu? Ce zici de un ursuleț din geleu foarte mare? Tot e prea mic? Aceasta e mai greu decât o piatră! Oh, asta vreau! Dă-mi-l, dă-mi-l! E așa de mare? Nom! Gustos de asemenea! Vreau un ursuleț din geleu! Wow! Mâncare? Revinoți? Știu ce să fac! Ei bine, nu există vreo sursă desfârșită de ursuleți din geleu? Mama săracă e vicleană și ia câteva! I-am prins pe toți! Îi voi pune într-un castron mare și voi turna apă fierbinte peste ei! Ar trebui să fie suficient! Acum așteptăm să se topească ursuleții de geleu! Uită-te la asta! Începe să pară suculent! Și se transformă într-un ursuleț uriaș din geleu! Să-l scoatem din matriță? Voila! Un ursuleț uriaș fericit pentru tine! E uimitor! Nici nu știu de unde să mușc mai întâi! Urechile să fie! E așa de drăguț! Are urechi gustoase! Mă bucur că-ți place! Te simți mai bine, nu? Oh, se pare că cineva a făcut o baie cu slime! E Molly care suferă de o răceală! Ha? Lasă-mă să-ți iau acel slime! Eww. Nu-ți face griji, am adus sirop de tuse! Nu-mi place! Eu vreau asta în schimb, acolo! Ce? Ora pentru gustare! Abia aștept să încerc aceste spray-uri de bomboane! Eww. Așa de acru, dar așa de bun! Ha? E gol! Adio atunci! Un spray de bomboane? Pare a fi o comoară pentru mine! Jackpot! E gol? Stai, am o idee mai bună! Vrei spray de bomboane, nu? Da! Atunci închide ochii mai întâi! Bine! O să schimb bomboana cu siropul pentru tuse! Iată că vine! Iam! A fost gustos! Acadeaua mea ar putea primi niște bombonele de lămâie! Îmi plac bombonelele de toaletă! Abia aștept să iau o mușcătură! Nam! Oh, nu! Dintele lui Molly e slăbit!
Ce s-a întâmplat? Bietul tău dinte, trebuie să-l scoatem imediat. Ce ar trebui să fac? Aha, o sfoară! Vom face asta cu metoda veche. Îți voi înfășura sfoara în jurul dintelui și o să o leg de celălalt capăt de bara închisorii. Ești gata? 1, 2, 3! Polițistule, ajutor! Piu, piu, piu! Ha? Sună ca un apel de urgență. Când polițistul deschide poarta, dintele lui Molly e tras. Dar s-o tragi și pe Molly cu dintele? Dintele meu tot e aici! Ce eșec mare! Un pistol Nerf? Știu ce să fac! Te rog, nu m-am pușca! Glonțele Nerf sunt mult mai rapide. Voi trece celălalt capăt al firului în jurul unui glonț. Ești gata? Trage! A mers! Dintele meu a dispărut! Pot să văd? Bună treabă! Ai fost așa de curajoasă, scumpo! Mă bucur că glonțul acela a intrat direct în perete! Acum să o chemăm pe Zâna Măseluță! Acest pește e gătit? Nu pot să mușc! Mamă! Mă doare degetul de la picior! De ce? Ce s-a întâmplat? Stai să văd! Vai! Pantoful ei trebuie să fi fost prea strâmt! Bietele degete umflate! Oh, nu! Voi sufla pe ele ca să se simtă mai bine! Ha? E un clown? Bună, domnule! Pot lua aceste baloane? Biata mea fică e tristă și vreau să o fac fericită! Ei bine, nu o putem face să se simtă tristă! Îți voi arăta câteva trucuri! Un cățeluș din balon ar trebui să o facă să zâmbească! Gata cu trucurile! Du-te în celula ta! Ce plănuiește mama să facă cu baloanele? Voi tăia buza balonului și o voi înfășura peste degetul lui Molly. Fiecare deget de la picior primește câte un balon. Funcționează ca protecție instantanee. Acum, puneți pantoful la loc. Confortabil, nu? Parcă merg pe nori! Yay! Ei bine, va alerga toată noaptea. Vino mai aproape, mânecile sus. Auci! Doare! Următorul! Auci! Următorul! Auci! Cine urmează? Tu urmezi, fetițo! Vino aici! Mi-e frică? Oh, nu! Seringa lui arată ca un ac de monstru! Ești pregătită? Nu! Se va simți ca o mușcătură de furnică! Ce s-a întâmplat? Urăsc acele! Asta e de rău! Cum o pot convinge să facă vaccinul? Ha? Prinzătoare de păr în formă de fluture! Știu! O voi pune pe ac să nu fie la fel de înfricoșător! Wow! Am un fluture pe mine! A funcționat! Vaccinarea a fost finalizată! Nu a fost așa rău, nu? E rândul tău, polițistule? Nu! Vezi, ești mai curajoasă decât un polițist! Aș chipe o bancă? Atenție! Nu! Mami! Ajută-mă! Nu mai alerga! Arată-mi ce e neregulă! Oh, vai! E o așche? Doctore, doctore, ajută-ne! Fica mea e rănită! Cum pot ajuta? Fica mea are o așche? Urăsc doctorii! Așche, hă? S-ar putea să avem nevoie de asta pentru așche! Intru! Îmi poți arăta unde e așchea? Nu, e prea înfricoșător! Nu e bine! Oh, ce zici despre această siringă pe care o ai acolo, doctore? Ce face mama? Întoarce-te, o să-ți scot așchea eu! Nici măcar nu vei simți nimic când această siringă va scoate așchea! Aproape am terminat! S-a dus! Așchea mare și rea nu te va mai răni! Nici nu m-a durut! Bleh! Bine, treaba mea aici e gata! Ești în siguranță, scumpo! Wow! Molly a făcut un burger din aluat! Pare gustos! E timpul pentru un test de gust! Nu! Stop! Hia! Tu nu poți mânca Play-Doh! Gata cu burgerii? L-ai stricat! Cum ai putut? Acum mă simt rău!
Ia să mă gândesc la ceva. Oh, să facem un aluat comestibil. Mi-e foame. Ha? Aceasta e o pizza din Play-Doh? Chiar pot să mănânc? Nam. Are un gust uimitor. Meriți și tu o mușcătură, mamă. Mersi, dragă, e delicios. Hopa, încă nu am terminat treaba aici. Ah, concentrează-te! Sosește! Căpșunile au ieșit! Fiu, ce ușurare! Hârtie igienică din ziar? Nu știu ce să fac cu asta! Ești așa de amuzant! Miroși asta? Nu am fost eu! Mamă, aici! Miroase a ouă stricate? Nu mai pot! Doamne, hei, mirosul ăla vine de la tine? Ia să verific! Grețos! Nu ți-ai curățat fundulețul? Întoarce-te, dragă! Ai scăpat o bomboană! Nu știu cum să o fac! Nu mă pot gândi de mirosul ăsta! Stai, polițistul e inconștient! Iar baloanele sunt acolo! Asta e șansa mea! Chiar acum nu e momentul de o petrecere? Deci care e planul mamei cu baloanele? Am să te învăț cum să-ți cureți fundulețul! Folosim Nutella ca exemplu și o ungem între obrajii baloanelor! Vezi asta? Acum, pentru a o curăța, șterge pata cu un șervețel! După ce ai terminat, împăturește-l frumos și aruncă-l! Încearcă și tu! Bine, ia să încerc! Ștergem așa... Am reușit! Bună treabă! Gata cu accidentele urât-mirositoare! Bine? Wow! Uită-te la acest lung șir de cireșe! Sunt preferatele mele! O să le mănânc pe toate! Nimic nu mă poate opri! Oh-oh! Alertă de necare! Molly, vino aici! Oh, nu! Haide, scuipă-le! Împinge! Și uite sâmburele de cireșe! Wow, ăsta e foc de armă? Plouă cu glanțe! Ascundeți-vă! Sunt bine! Doar respir adânc? Ce să fac? Uite! O sticlă de Coca-Cola? Voi pune o cireașă deasupra sticlei, apoi voi băga un pai pentru a împinge cireașa înăuntru. Unul s-a dus! Mai sunt câteva? Nu știați că sunt o expertă în asta? Aș putea face asta cu ochii închiși! Mersi, mamă! Lasă-ne afară! Taci, stai pe loc! Atenție! Au! Cum îndrăznești să-mi rănești fica? Oh, firar, e o urgență! Îl voi chema pe doctor! Iată-l! Intră, doctore! Se pare că cineva a avut probleme, nu? Nu-ți face griji! Acest aparat cu rază X ne va spune exact ce e în regulă cu mâna ta! Ți-ai rupt încheietura mâinii? Ruptă? Oh, nu! Biata mea fică! Ce putem face? Mi-e teamă că va trebui să o punem în gips! Un ciocan și o daltă? Nu mă lovi! Va fi rapid! Vezi? Totul e gata! Așa de incomod! Mulțumim, doctore! Trebuie doar să-l poarte o vreme! Ha? Ia chestia asta de pe mine! Nu, Molly! Te vei răni! Cum mă pot juca cu mâna în gips, mamă? Ia să mă gândesc! Mânușa infinitului a lui Thanos? Știu! Îți voi transforma gipsul într-o mânușă a infinitului! Wow! Am și eu puterea de a trage! Vreau să plece doctorul! Nu! Ce-ai făcut? Doar l-am făcut să dispară pe medicul înfiorător! Trebuie să mă spăl pe față? Sfinte peperoni! Ha? Mami! Ce s-a întâmplat? Molly, ia să văd! Coșuri? Bine, ascultă, le voi sparge unul câte unul. Țineți respirația? Acoperiți-vă! Ce sfinte muștari această mizerie! Tu! Ce faceți? Hopa, îmi pare rău! Oh, știu ce te va salva!
un gadget pentru pompare. Doar pune-l peste coș și începe să pompezi puroiul. Eu nu voi mai mânca brânză pentru o vreme. Fruntea mea e așa de netedă! Deșteaptă, nu? Cea mai inteligentă mamă din lume! Nu veți ghici niciodată unde își ascunde Molly depozitul de mâncare. În toaletă! Aici e burgerul meu Pikachu! Mi-a fost poftă de el? Delicios! Acest morcov e așa de crocant! Ha? Molly, ce mănânci? E burgerul meu Pikachu! O altă mâncare nesănătoasă? De ajuns, domnișoară! De acum încolo mănânci mai multe legume! Grozav! Doctorul e aici! Vino cu mine! Doctore, poți să-mi înveți copilul să mănânce sănătos? Ea continuă să mănânce mâncare nesănătoasă! O poză cu Pikachu? Ce intenționează să facă doctorul? Uită-te la acest Pikachu! E bolnav! Vrei să știi de ce? Îl deschidem să aflăm! Tăietură pe stomac! Este atât de mult lichid toxic! E așa de groasnic! Totul din cauza mâncării nesănătoase! Acum să ștergem asta înainte de a trece la extracție! Să vedem! Pizza! Cartofi prăjiți! Burger și unul mare! Cum încap atâtea? Le vom înlocui cu broccoli! Apă! Și un măr! Un bandaj pentru cusătură! Iar Pikachu e din nou sănătos și puternic! Ai urmărit toate astea? Acum mănâncă-ți legumele! E așa de înfiorător! Mamă, dă-mi morcovul tău! Trebuie să fiu sănătoasă și puternică! Bună treabă, super fată! Wow! Uită-te la muntele acela de nisip! Să turnăm apă deasupra ca un vulcan! Ceva solid e ascuns acolo înăuntru? Ce-ar putea fi? O singură modalitate de a afla! Un caca? Asta da modalitate de a strica distracția! Soarele nu a fost niciodată mai fierbinte! La 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 la! Ha? Mamă! M-a ars soarele! Ustură! Ești așa de prăjită! Nu mă atinge! Ce-ar trebui să facem? O frunză de aloe vera și un cuțit! Voi tăia frunza de aloe vera pe mijloc pentru a aduna tot gelul! O să iau o bucată de frunză și o să-ți mângâi cu ea arsurile solare! Aloe vera le va calma! A mers! Pielea mea se simte așa de rece! Măsuri de siguranță! Poartă o pălărie de acum înainte! E o noapte liniștită de camping în familie, până când Melanie e trezită de un monstru din umbră! Tată, trezește-te! E un monstru! Monstru? Pleacă, monstrule! Ce s-a întâmplat? Monstru, în spatele tău! Nu! Prostuților, e doar o grămadă de frunze! Dar încă mi-este prea frică să mă întorc la culcare! Trebuie să mă gândesc la ceva! Aha, această cutie de Coca-Cola mi-a dat o idee! În primul rând, voi înfășura un desen drăguț de iepuraș în jurul conservei. Apoi, voi face găuri de-a lungul conturului iepurelui pentru a-i copia forma. Voi scoate desenul și voi pune lumini în cutie. E o lampă de noapte? Desigur, lampa Melanie e o versiune specială de unicorn. Wow! Iubesc unicornii! Mă vor ajuta să adorm! Iar tata are o versiune cu pisici! E timpul să vă întoarceți la culcare! Nu e permisă mâncarea în avion! Grăbiți-vă! Melanie nu-și poate lua Skittles-ul? Cum le voi strecura înăuntru? Știu! Am o idee! Măști de față! Privește! Vom ascunde Skittles-ul în interiorul măștii de față? Dar mai întâi le lingem pentru a ne asigura că se lipesc! Serios? Wow! Ce mască de față colorată! Inteligentă, nu? Să mergem! Vom întârzia la zbor! Nu se vede niciun Skittles? Fără mâncare în avion!
Nu avem mâncare? Suntem doar bolnavești? Vom mai vedea noi? Grozav, drumul e liber! Ia niște struguri în timp ce așteptăm zborul! Frumos! Are gust bun! Mersi, mamă! Ha? Ciocolată? Nam! Aceste ciocolățele sunt așa de gustoase! Mult mai bune decât strugurii! Cum se face că primește bomboane? Mamă, vreau și eu bomboane! Tipul ăsta știe cu adevărat cum să facă spectacol! Scuzați-mă, domnule, putem lua niște bomboane? Ei bine, sigur, dar mi-au mai rămas doar ambalajele! E mult mai bine! Pot pune un strugure înăuntru și să mă prefac că e o bomboană! Poftim! Ia să încerc! O bomboană cu aromă de struguri? Mersi, mamă! Nu pot să cred că a funcționat! Oh, nu! Nu văd! Oh, ai grijă! Oh, genunchiul meu sângerează! Te simți bine? Asta e! Oh, atât de mult sânge! O să fii bine, trebuie să am un plastur în geantă! Ha? Acesta e un burete mic de piscină? Hopa, acesta e un tampon! Așteaptă, am o idee! Să desfacem tamponul cu grijă și să-l aplicăm pe rană, apoi să-l legăm în jurul piciorului pentru a-l fixa! Funcționează la fel ca un plasture! Să mergem! Scoateți colacul ca să-ți pot pune pălăria! Vino aici, micuța mea sirenă! Nu! Nu sta pe colac! Cheile tatălui sunt prea ascuțite și uite cum face poc! Nu! Oh, nu! E al tău? Îmi pare rău! Uite ce ai făcut! Stai! Știu cum să repar asta cu o placă de îndreptat părul! Doar îndoaie o bucată de hârtie peste gaură și încălzește-o pentru a o închide! Acum umflă-l! O poți face! Iar colacul s-a întors la viață! Excursia pe plajă nu e distrusă până la urmă! Ei bine, pedeapsa tatălui este să ducă singur toate bagajele! Nu pot ajunge la banană! Nu reușești? Oh, alea sunt arcuri slinky? E așa o plăcere? Am o idee! Urcă-te pe arcuri și sari! Uiii! Vai, am prins-o! Poate că există un gadget pentru curățarea bananelor! Căluț, căluț, nu te opri! Căluțul e pe care să se scufunde în toaleta murdară? Calul meu! Ei bine, acesta e un 10 pentru execuție! Oh, asta e dezgustător! Nu am de ales decât să-l iau! Aceste sacrificii le fac eu ca mamă! Da, căluțul acela are nevoie de o baie! Îl voi curăța? Panglici, am o idee mai bună! Să punem calul jos și să începem prin a alătura slime-ul de pe coama sa! Apoi să-i spargem toate coșurile! Părul și coama din coadă sunt oricum prea lungi! Să înmuiem calul în vopsea albă! Acum că e alb ca laptele, e timpul pentru o transformare completă! Să-i transformăm coama și coada în culorile curcubeului! La sfârșit, să adăugăm un corn auriu! Privește acest unicorn! E gata să călărească de-a lungul curcubeului cu Barbie! Wow! E mult mai bun decât un cal! Mersi, mamă! E timpul pentru o gustare! Căpșuni, preferatele mele! Oh-oh, trebuie să fac treaba mare! Unde e toaleta? Ce zici de tufișuri? Du-te, du-te! Se pare că ceva stă la pândă acolo! Bună? E cineva acolo?
Nu se poate! Nu vreau să fac treaba mare în tufiș! S-ar putea să fiu mâncată de un monstru! Atunci cum vei face treaba mare? Stai! Scaunul de camping! Știu! Să facem o toaletă! Am nevoie doar de un cater pentru a face o gaură pătrată în scaun! Cucubau! Adaugă o pungă de plastic în gaură, iar toaleta făcută manual e gata! Încearcă-o! Mai multă intimitate, te rog! Pleacă de aici! Nicio problemă! O perdea de duș e soluția potrivită! Grozav! Mersi, mami! Mirosul! Sunt plictisită! Ce să fac aici? O să nebunesc! Oh, un pașaport? Mi se pare o carte de colorat! Nu cred că e o idee bună! Ce desenează ea pe fotografia de pașaport a tipului? Nu! Ce-ai făcut cu poza mea? Tu! Te rog, nu mă răni! Îmi pare rău pentru copilul meu! Ce-ai făcut? M-am plictisit! Voiam să colorești ceva! Să colorezi? Cutie de carton? Știu ce să fac! Am de gând să desenez un panda drăguț pe carton! Încep cu capul și cu urechile! Acum ochii și o față zâmbitoare drăguță! E perfect! Acum e timpul să adăugăm niște bandă la cartea noastră de colorat improvizată! Ai mai multe animale din care să alegi! Wow! E așa de mișto! Cea mai bună parte este că poți șterge dacă dorești o culoare diferită! Nu mă voi mai plictisi niciodată! Ce zi însorită la picnic? Vreau să merg la nisip! E prea cald? Doamne! Arde! Trebuie să facem ceva? Aha! Acest balon ar putea funcționa! Calcă balonul la fel ca pe un pantof în timp ce o lăsăm să se desumfle! Păpuci instant! Desigur, nu putem uita de modelele drăguțe! Sunt așa de comozi! Bate cinciul pentru mama noastră inteligentă! Melanie trebuie să-și aducă toate jucăriile! Iar ultima de la bord e păpușa ei preferată! Cred că și-a adus prea multe jucării! Haide! De ce nu te închizi? Acest lucru e fără speranță! Mi-am strivit păpușa în bucăți! Ce s-a întâmplat? Păpușa ta? Săraca de tine! Poate o putem repara! Avem nevoie de planul B! O carte de povești cu monștri? Știu! În primul rând, trebuie să tăiem codițele păpușii. Apoi bagă-i capul păpușii în plastelină. Această minge uriașă ar putea folosi niște membre. Păpușa va trebui doar să-și doneze celelalte părți ale corpului. Acum, tai o bucată rotundă din partea din față. Acum, baie cu vopsea. Nu poți da greș cu roz. Adaugă niște coarne, un ochi uriaș și gene. Avem un monstru drăguț! Asta e fata din visurile lui Mike Wazowski! Wow! Acum sunt pregătite pentru plajă!